Cele trei facultăți, de geografie, de științe economice și gestiune a afacerii și de psihologie și științele educației, și-au deschis larg porțile pentru un nou an universitar. Facultatea de geografie, Facultatea de științe economice și gestiune a afacerilor și Facultatea de psihologie și științele educației își dezvoltă în continuare programele de studii în instituția noastră. Chiar înregistrăm o creștere, avem cu 50 de studenți mai mult decât anul trecut. Avem un program plin de evenimente și acțiuni, o infrastructură foarte dezvoltată, pusă la punct. Și parcă din prima zi am simțit că infrastructura, clădirile, sălile au prins viață. Prezența studenților este foarte importantă în instituția noastră și în comunitatea noastră până la urmă. Pentru că 500 de studenți tineri, într-adevăr, pot să influențeze foarte multe lucruri și să ducă toate aspectele vieții spre pozitivism. Studenții care frecventează Universitatea din Sighet au la dispoziție un pachet întreg de facilități. Începând cu bursele de studii, bursele speciale, bursele sociale, avem cămin studențesc dotat cu modern, cu baie la fiecare cameră de cazare, avem sală de sport modernă, avem laboratoare cu calculatoare moderne, săli de curs, amfiteatre, bibliotecă, toate funcționale. Avem niște ateliere speciale pentru mascote și prototipuri, pentru modele tridimensionale. Încercăm prin infrastructură, dar mai ales prin pachetele de acțiuni, să integrăm cât mai mulți studenți și să aibă loc, într-adevăr, o dezvoltare profesională serioasă. Universitatea este frecventată deja de câțiva ani și de studenți din Ucraina și în acest an s-au prezentat la examenul de admitere la Facultatea de Geografie a Turismului patru tineri din dreapta Tisei.